Capitolul 12. Zguduirea. Calitatea de membru al bisericii nu garantează mântuirea. O declarație solemnă pe care o fac pentru biserică este aceea că nici măcar unul din 20 de membri, ale căror nume sunt înscrise în registrul bisericii, nu este pregătit să-și încheie istoria vieții pe acest pământ și că va fi la fel de lipsit de Dumnezeu și de speranță în lume ca și păcătoșii de rând. Cei care au avut ocazii de a asculta și de a primi adevărul și care, în ciuda faptului că s-au alăturat Bisericii Adventiste de ziua șaptea, socotindu-se poporul lui Dumnezeu, care păzește poruncile, totuși nu manifestă mai multă putere și mai multă consacrare față de Dumnezeu decât bisericile oficiale, vor suferi plăgile lui Dumnezeu la fel ca și bisericile care se împotrivesc legii lui Dumnezeu. Pleava separată de grâu. În biserică vor fi dezbinări și se vor dezvolta două categorii de credincioși. Grâul și neghina vor crește împreună până la seceriș. O mare cernere va avea loc. Pleava trebuie să fie separată de grâu la timp. Pentru că neghina abundă, dragostea celor mai mulți se răcește. Acum este timpul când credinciosul adevărat va fi cel mai tare. Istoria răzvrătirii lui Datan și Abiran se repetă și va fi repetată până la încheierea timpului. Cine va fi de partea Domnului? Cine va fi amăgit și la rândul lui va deveni amăgitor? Domnul va veni în curând. În fiecare biserică trebuie să aibă loc un proces de curățire, de cercetare, pentru că printre noi se află oameni răi care nu iubesc adevărul și nu-L onorează pe Dumnezeu. Trăim în timpul încercării, în timpul când tot ceea ce va putea să cadă va cădea. Domnul nu-i va ierta pe cei care cunosc adevărul, dacă nu ascultă de poruncile lui, prin cuvinte și prin fapte. Persecuțiile curăță biserica. Prosperitatea înmulțește numărul celor ce se declară credincioși, iar împotrivirea îi elimină din biserică. Nu este prea departe timpul când fiecare suflet va fi încercat. Semnul fiarei ne va fi impus. Celor care au cedat pas cu pas pretențiilor lumii și s-au conformat obiceiurilor ei, nu li se va părea greu mai degrabă să cedeze în fața autorităților decât să se expună disprețului, insultei, amenințării, cu închisoarea și cu moartea. Lupta se va da între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor. În acest timp, în biserică, aurul va fi separat de zgură. În absența persecuției, în rândurile noastre, s-au strecurat oameni care păreau a fi sănătoși la minte și al căror creștinism părea în afara oricărei îndoieli, dar când va veni persecuția, aceștia se vor despărți de biserică. Când va fi înlăturată legea lui Dumnezeu, biserica va fi cernută prin încercări de foc. Și un număr de membri, cu mult mai mare decât numărul de membri care credem noi că vor cădea atunci, vor cădea acum, se vor asocia cu duhurile înșelătoare și vor accepta învățăturile demonilor. Credincioșii superficiali vor renunța la credință. Lucrarea pe care biserica nu a reușit să o facă în timp de pace și de prosperitate, va trebui să o facă într-o vreme de criză teribilă, în cele mai descurajatoare și mai neprielnice împrejurări. Avertizările pe care compromisul cu lumea le-a redus la tăcere sau le-a împiedicat trebuie să fie vestite sub împotrivirea cea mai acerbă din partea dușmanilor credinței, iar în acel timp, clasa superficială, conservatoare, Ellen White nu face nicio deosebire între teologii conservatori și cei liberali. Ea îi descrie aici pe cei care pun pe primul plan adaptarea la obiceiurile lumii, iar cauza lui Dumnezeu pe al doilea, a cărei influență a întârziat continuu progresul lucrării, va renunța la credință. Dacă Satana vede că Domnul își binecuvântează poporul și îl pregătește să recunoască amăgirile lui, el va lucra cu putere deosebită pentru a aduce fanatismul, pe de o parte, și formalismul rece, pe de altă parte, astfel încât să-și poată aduna o recoltă de suflete.
aceia care au avut privilegii și ocazii deosebite pentru a deveni înțelepți în ceea ce privește adevărul și care totuși continuă să acționeze împotriva lucrării pe care Dumnezeu o dorește îndeplinită, vor fi îndepărtați, pentru că Dumnezeu nu acceptă serviciul niciunei persoane a cărei inimă este împărțită. Pe măsură ce în jurul nostru se înmulțesc încercările, în rândurile noastre se vor vedea atât dezbinarea cât și unirea. Unii care acum sunt gata să pună mâna pe armele de luptă, în vreme de pericol adevărat, vor dovedi că nu au clădit pe stâncă. Ei vor ceda ispitei. Cei care au avut o mare lumină și privilegii prețioase, dar nu s-au folosit de ele, vor pleca de lângă noi. Mărturia directă produce zguduirea. Am întrebat ce înseamnă zguduirea pe care am văzut-o și mi s-a arătat că va fi rezultatul mărturiei directe, evocate de sfatul martorului credincios către Laodiceea. Aceasta va avea efect asupra inimii și celui ce o va primi și îl va face să înalțe standardul și să răspândească adevărul cu putere. Mulți nu vor putea suporta această mărturie sinceră. Ei se vor ridica împotrivă, iar acest fapt va produce o zguduire în poporul lui Dumnezeu. Printre noi sunt unii care, asemenea lui Anac, vor face mărturisiri prea târziu pentru a mai putea fi salvați. Ei nu sunt în armonie cu ceea ce este drept. Ei disprețuiesc mărturia sinceră care ajunge la inimă și s-ar bucura să-i aducă la tăcere pe cei ce le aduc reproșuri. Dumnezeu solicită o reluare a mărturiilor directe vestite în anii trecuți. El ne cheamă la o reînnoire a vieții spirituale. Energiile spirituale ale poporului său au fost prea mult timp adormite, dar acum trebuie să se producă o înviere din moartea aparentă. Prin rugăciune și mărturisirea păcatelor trebuie să pregătim drumul împăratului. Critica nedreaptă duce la pierderea sufletelor. Chiar și în zilele noastre au fost și vor continua să fie familii întregi, care s-au bucurat odată de adevăr, dar își vor pierde credința din cauza calomniilor și a minciunilor care li s-au spus cu privire la cei pe care i-au iubit și de la care au primit sfaturi bune. Ei își deschid inima pentru a fi semănată neghină. Neghina răsare printre grâu și se înmulțește, iar recolta de grâu devine din ce în ce mai mică și adevărul prețios își pierde puterea asupra lor. Învățăturile false îi vor atrage pe unii. Religia și așa zisa știință vor fi puse în opoziție una față de alta, deoarece oamenii mărginiți nu înțeleg puterea și măreția lui Dumnezeu. Mi-au fost prezentate următoarele cuvinte ale Sfintelor Scripturi. Se vor scula din mijlocul nostru oameni care vor înălța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Faptele Apostolilor 20:30. Acest fapt se va vedea în mod sigur în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Când va veni cernerea, prin introducerea de teorii false, asemenea cititori superficiali, neancorați nicăieri, vor fi ca nisipul mișcător. Ei vor aluneca în orice direcție care va fi în armonie cu sentimentele lor de amărăciune. Pentru că nu au dragoste de adevăr, vor fi captivați de amăgirile vrăjmașului. Ei vor da atenție duhurilor înșelătoare și învățăturilor diavolești și se vor îndepărta de la credință. Vrășmașul va introduce teorii false, cum ar fi învățătura că sanctuarul nu există. Acesta este unul din punctele de doctrină cu privire la care va avea loc o îndepărtare de la credință. Lepădarea mărturiilor conduce la apostazie. Un lucru este sigur. Acei adventiști de ziua a șaptea care se vor așeza sub standardul lui Satana vor renunța mai întâi la credința lor în avertizmentele și mustrările
conținute în mărturiile Duhului lui Dumnezeu. Ultima mare înșelăciune a lui Satana va fi aceea de a anula efectul mărturiei Duhului lui Dumnezeu. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Proverbele 29:18. Satana va lucra cu iscusință, în diferite feluri și prin diferite agenți, pentru a zdruncina încrederea rămășiței poporului lui Dumnezeu în mărturia adevărată. Vrășmașul a făcut eforturile cele mai abile cu putință pentru a zdruncina credința poporului nostru în mărturii. Aceasta se întâmplă exact așa cum a plănuit Satana, iar cei care au pregătit calea ca poporul să nu mai acorde atenție a avertizărilor și mustrărilor din mărturile Duhului Dumnezeu, vor asista la apariția unui val de erori și erezii de tot felul. Planul lui Satana este acela de a slăbi încrederea poporului lui Dumnezeu în mărturii. Apoi, urmează neîncrederea cu privire la punctele vitale ale credinței noastre, stâlpii poziției noastre, după aceea îndoiala și în privința Sfintelor Scripturi și în cele din urmă marșul în jos spre pierzare. Când mărturiile care au fost crezute cândva sunt privite cu neîncredere și lepădate, Satana știe că cei amăgiți nu se vor opri aici și își dublează eforturile până când îi lansează într-o răzvrătire fățișă care va deveni incurabilă și va sfârși în distrugere. Defecte printre conducătorii bisericii. Multe stele pe care le-am admirat pentru strălucirea lor vor dispărea în întuneric. Oameni pe care el i-a onorat mult vor urma în momentele de încheiere ale istoriei acestui pământ exemplul vechiului Israel. Prin îndepărtarea de la principiile mărețe pe care le-a stabilit Hristos prin învățăturile sale, printr-o lucrare săvârșită după planurile omenești în care scripturile sunt folosite pentru a se justifica direcția greșită a faptelor făcute sub întrumarea perversă a lui Lucifer, oamenii vor fi întăriți într-o concepție greșită, iar adevărul de care au nevoie pentru a-i feri de obiceiuri rele va ieși din sufletul lor așa cum se iese apa dintr-un vas spart. Mulți vor dovedi că nu sunt una cu Hristos, că nu sunt morți față de lume pentru a putea primi viața lui și adesea oameni care au ocupat poziții de răspundere vor apostazia. Pastorii neconsacrați vor fi îndepărtați. Marea încercare, impunerea legii duminicale care este atât de aproape, îi va îndepărta din lucrare pe cei care nu au fost chemați de Dumnezeu, iar el va avea un corp pastoral curat, sincer, consacrat și pregătit pentru revărsarea ploii târzii. Mulți vor sta la amvoanele noastre având în mâini torța unei profeții false, care a fost aprinsă din focul diabolic al lui Satana. Unii vor pleca dintre noi și nu vor mai conduce corabia, dar acești oameni nu vor putea împiedica adevărul, pentru că el continuă să meargă înainte și în sus, până la venirea sfârșitului. După cum declară cuvântul lui Dumnezeu, precum și soliile pe care le-a dat servei sale, este posibil ca unii pastori și unii medici să se abată de la credință. Biserica poate părea că este gata să cadă. Cernerea făcută de Dumnezeu îi va îndepărta pe mulți, asemenea unor frunze uscate. Pleava va fi dusă departe de vânt ca un nor, chiar și din locurile unde vedem acum numai grămezi de grâu bogat. În curând, poporul lui Dumnezeu va fi supus unor încercări grele și cea mai mare parte dintre aceia care acum par a fi sinceri și credincioși se vor dovedi a fi din metal lipsit de valoare. Când religia lui Hristos va fi disprețuită până la extrem, când legea sa va fi mai nesocotită decât oricând înainte, atunci va trebui să avem cel mai fierbinte zel și cea mai neclintită hotărâre. Încercarea la care vom fi supuși va fi aceea de a rezista în apărarea adevărului și a neprihănirii, în timp ce majoritatea ne părăsește, și de a purta bătăliile Domnului,
atunci când campionii sunt rari. În acel timp va trebui să acumulăm căldură din răceala altora, curaj din lașitatea lor și loialitate din trădarea lor. Biserica poate părea că este pe punctul de a cădea, dar nu va cădea. Ea va rezista, iar păcătoșii din Sion vor fi cernuți și pleava va fi despărțită de greul cel prețios. Aceasta va fi o încercare teribil de grea, dar trebuie totuși să aibă loc. Pe măsură ce se apropie furtuna, o mare categorie de oameni care, în ciuda faptului că și-au mărturisit credința în solia îngerului al treilea, dar nu au fost sfințiți prin ascultarea de adevăr, își vor părăsi locurile și vor intra în rândurile adversarilor. Credincioșii lui Dumnezeu vor ieși la iveală. Domnul are servi credincioși care vor ieși la iveală în timpul cernerii și al verificării. Există multe suflete prețioase care acum nu se văd, dar care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Ei nu au avut lumina care a strălucit în raze puternice asupra noastră. Totuși, este posibil ca sub aparența aspră și neatrăgătoare să se descopere strălucirea curată a unui adevăr caracter creștin. În timpul zilei privim cerul, dar nu vedem stelele. Totuși, ele se află acolo la locul lor pe firmament, dar ochiul nu poate să le observe. Însă, în timpul nopții putem vedea adevărata lor strălucire. De fiecare dată când are loc o persecuție, martorii iau niște decizii, fie de a rămâne de partea lui Hristos, fie de a se întoarce împotriva lui. Oamenii care își arată simpatia pentru cei condamnați pe nedrept și nu sunt înverșunați contra lor, își vor da pe față atașamentul față de Domnul Hristos. Așteptați să apară împotrivirea, să predomine iarăși bigotismul și intoleranța și să se aprindă din nou persecuția. Și atunci, cei cu inima împărțită și ipocriții se vor clătina și vor părăsi credința. Dar creștinul adevărat va sta neclintit ca o stâncă, cu o credință mai puternică și o speranță mai vie decât în zilele de prosperitate. Noii convertiți le vor lua locul celor care pleacă. Unii n-au rezistat în fața zguduirii și s-au pierdut pe drum. Cei nepăsători și indiferenți care nu li s-au alăturat celor care au prețuit biruința și mântuirea atât de mult, încât să se roage cu perseverență și să agonizeze pentru ea, nu au reușit să o câștige și au fost lăsați în întuneric, iar locurile lor au fost imediat ocupate de alții care s-au atașat de adevăr și au intrat în rânduri. Locurile golite vor fi umplute de cei pe care Domnul Hristos i-a descris ca fiind sosiți în ceasul al 11-lea. Numărul celor cu care se luptă Duhul lui Dumnezeu este mare. Vremea judecăților distrugătoare ale lui Dumnezeu este o vreme de har pentru cei care acum nu au prilejul de a cunoaște adevărul. Domnul va privi spre ei cu duioșie. Inima lui miloasă este înduioșată. Mâna lui este încă întinsă spre a salva, în timp ce pentru cei care nu vor să intre, ușa este închisă. Cei care aud pentru prima oară adevărul în aceste ultime zile vor fi primiți în mare număr. Stindard după stindard era lăsat să zacă în noroi și companie după companie, din oștirea Domnului, se unea cu vrășmașul. În timp ce seminție după seminție din rândurile vrășmașului se unea cu poporul lui Dumnezeu, care păzește poruncile.